Un tânăr, dacă investește, cam cât ar putea să investească, cam ce sumă ar putea investi constant ca să ajungă să fie milionar, spre exemplu, la 30 de ani? La 30 de ani e de vreme să fii milionar. Trebuie să... La 40 de ani. Ca să fii milionar la 30 de ani ar trebui să creezi un business sau un startup de succes. Cred că asta e cea mai bună modalitate. Ca să devii milionar la 40 de ani, nu știu, ar trebui un mic Excel ca să facem calculele. Ideea este că regula de bază este să economisești 20% din veniturile tale lunare. Da? Pe fiecare suntem obișnuiți cu un anumit nivel de trai care e dictat de veniturile pe care le avem. Și atunci, pentru a ajunge la pensie să ne păstrăm nivelul de trai cu care suntem obișnuiți pe parcursul vieții, regula de aur este să economisim 20% din venituri. Și umblă o vorbă care spune că dacă investești, economisești și investești 100 de euro din tinerețe de când ești copil, până la vârsta pensionării ajungi să fii milionar. E adevărat? Sună adevărat și în simulările pe care le-am făcut confirmă această teorie. Ajungem și la ultima parte de interviu, în care vreau să vorbim despre faptul că tu, spre exemplu, ai foarte mare încredere în oameni. Tu le oferi prezumția de nevinovăție. Cum e viața atunci când ai încredere în oameni? Când ești cu inima deschisă, practic. Dar nu știu de unde mi-a venit sau am moștenit acest aspect, dar mi se pare că lumea e mai frumoasă în momentul în care avem încredere în oameni. Se întâmplă mai multe evenimente pozitive în viața noastră, întâlnim oameni mai deschiși, mai interesanți, mai interesați, mai implicați decât dacă ne creăm un scut protector. Dar în același timp sunt și dezamăgiri. Sunt și dezamăgiri și e important cumva să pui pe masă ceea ce poți pierde și fără să te doară prea mult. Dar întotdeauna am fost un fan al modelului ăsta scandinav de îți ofer încredere și după aceea mi-o retrag dacă nu simt că nu este câștigată, meritată. Dincolo de încrederea în oameni, tu ai foarte mare încredere în societatea românească, ceea ce are o oarecare greutate când vine vorba, când vine din partea ta, care ești la conducerea unei companii de investiții de renume din România. De ce ai încredere în societatea românească? Vreau să spun că nu sunt singurul care are încredere în societatea românească. Sunt tot mai mulți oameni care se întorc din străinătate în România să locuiască, să muncească. Asta e o veste foarte bună. Da, adică brain drain-ul pe care îl aveam și care era unidirecțional acum 10 ani, acum probabil că este un pic mai echilibrat, nu știu care statisticile oficiale, dar anecdotic văd foarte mulți oameni care se întorc și vor să se întoarcă în România. Există multe motive pentru care, de care să ne temem. Putem căuta foarte multe probleme, dar în același timp trebuie să înțelegem că fiecare societate vine cu setul ei de probleme. Nici Marea Britanie nu e perfectă, nici America nu e perfectă. Mii sau zeci de mii de oameni care mor în America din cauza violenței cu armele. Noi nu avem probleme la capitolul ăsta aici. Dar care crezi că este viitorul nostru când vine vorba de business? Viitorul nostru al României? Viitorul României când vine vorba de business... Care ar fi previziunile tale de specialist? Previziunile sunt foarte optimiste ca și creșterea PIB-ului. Avem foarte multe avantaje competitive pe care le putem răsădi în următorul deceniu. Cum ar fi? Suntem în Uniunea Europeană, suntem sub NATO, suntem într-o zonă tampon de război și asta de obicei aduce investiții în e interesant țară. Pentru că oamenii privesc faptul, așezarea noastră geopolitică într-un mod negativ. Și tu vii cu o abordare pozitivă că atragem investiții fiind tocmai localizați. Da, păi hai să ne gândim puțin ce s-a întâmplat în Ucraina, câte facilități de producție au fost afectate, agricultura cât a fost afectată, infrastructura cât a fost afectată.
anumite fluxuri de capital care mergeau acolo vor veni către România. Vor veni fluxuri de capital și din pentru că americanii au această politică de a echilibra puterile în, în zonele de conflict și atunci automat țara are nevoie de investiții pentru a ține piept rușilor. Avem o forță de muncă care încă este la 25 de cenți față de vestul Europei. În continuare putem atrage centre de procesare, munca asta puțin mai low value added, dar în același timp vedem și, vedem și companii care creează valoare adăugată ridicată și care pornesc din România, se internaționalizează, se listează la bursa din New York. Adică avem toate, avem o grămadă de exemple pozitive, trebuie doar să încercăm să le repetăm cât mai des. Ce faci în timpul liber? Nu am prea avut timp liber în ultima vreme, dar... Dar când ai, știu că îți place să... Da, îmi place golful foarte mult. Joc cam o dată la 2 luni acum și jucam de 2 ori pe săptămână. De ce golf? Mai de mult. M-a atras foarte mult pentru că e un sport în natură, descoperi foarte multe locuri noi și interesante. Era bun și pentru networking și mi-a plăcut foarte mult că te face să te concentrezi, cel puțin pe mine, pe proces și nu pe rezultat. Ce vreau să spun cu asta? Dacă vreau să lovesc o anume lovitură și reușesc să lovesc traiectoria pe care am dorit-o, cum am dorit, sunt mulțumit chiar dacă mingea nu e la 3 metri de steag, că e la 13 sau la 23 de metri de steag. Vreau să revin puțin la momentul în care erai, în momentul de după facultate, când ai avut un gap year. Ai avut o perioadă de un an în care ai făcut o pauză de la studii. De ce? Ce ai făcut în timpul ăsta? O pauză la studiile românești care au fost, care n-au fost foarte intense, din păcate. Am avut o mică dezamăgire cu sistemul educațional românesc. Dar am auzit că se îmbunătățește. Pauza nu o simțeam necesară atunci, nu eram obosit, dar a fost de foarte mare bun augur și a fost o idee care nu mi-a fost infuzată așa de tatăl meu. Știu că ai fost și îmbrățișată și de mama, financiare. Da. Da, am fost am călătorit în Londra, în Sao Paulo, în Sydney, în Hong Kong, Beijing și Helsinki, așa, dintr-o eroare aviatică. Și a fost o experiență foarte interesantă pentru că eu sunt o persoană natural introvertită, dar călătorind singur în hosteluri, simțeam nevoia să mă prietenesc cu oamenii și mi-am dat seama că, de fapt, ce ușor este prietenești cu oamenii și ce plăcut e și ce bine e. Și ai intrat cumva în latura de extrovertiți. Am intrat în clubul extrovertiților. Dar ce mi se pare foarte interesant în anul tău de pauză este că ai fost în India și că ai făcut voluntariat acolo. Asta mi se pare fabulos. Vreau să-mi spui cum ai ajuns în India și de ce. Păi, da, călătorile astea au fost cam o lună jumate și trebuia să umplu și restul anului. M-am gândit ce țară vreau să cunosc cel mai bine, țara care va avea un potențial de creștere pe termen lung foarte mare. Și atunci alegerea cumva era China sau India. Nu-mi plăceau chinezii pentru că erau comuniști, deși poate a fost alegerea mai bună pentru anii 2010-2020. Mi-a plăcut India pentru că era democrație și am vrut să cunosc mai bine țara. Deci tu te gândeai din punct de vedere financiar și al business-ului, pentru că oamenii se duc în India de fel, pentru că știu că este un popor spiritual și da. Tu tot mergi pe direcția ta, asta ești hotărât. Da, astea erau repercusiunile unor bani câștigați ușor la bursă la început și ulterior dorința de a face mai mulți. Ok, și ai ajuns acolo? Da, am ajuns acolo și mi-am dat seama că am câștigat mult mai mult decât înțelegerea societății indiene din punct de vedere economic.
M-am întors în România și am apreciat faptul că lumea cât de cât conduce pe banda pe care e, că nu se claxonează la fiecare 6 secunde, că se stă la coadă, că avem respect, chiar dacă uneori nu-l simțim când suntem aici, curățenia, m-aprecia România de 10 ori mai mult decât când am plecat. Dar și India a fost o experiență foarte interesantă. Am călătorit în mai multe orașe ca să văd mai multe zone. A fost interesantă și experiența cu colegii. Unii locuiau în niște slumuri, se numeau. Chiar văzusem filmul Slumdog Millionaire pe avion încolo și am zis, nu cred că poate să fie așa de și așa nasol. Era. Și era exact așa de nasol, da. Țin minte că prima noapte m-am trezit la 6 dimineața pe beznă și auzeam niște moschei care cântau despre Allah. Da, a fost o surpriză completă pentru mine și nu știam dacă visez sau dacă chiar trăiesc acel moment. Vreau să vorbim despre importanța eșecurilor. Care este importanța eșecurilor în contextul unui target final de succes? Cred că, oricum, e vorba despre faptul că învățăm mult mai mult când suntem puși față în față cu eșecul, pentru că ne luăm acea pauză, ne uităm la ce am greșit, ce s-a întâmplat. E clar că încercăm să minimizăm toate eșecurile pe care le avem, dar eșecurile sunt parte din viață și trebuie să recunoaștem chestia asta. Trebuie să învățăm cât mai bine să le evităm, dar trebuie și să învățăm lecția cât mai bine când nu le putem evita. Până la urmă, dacă nu avem niciun eșec sau dacă nu percepem niciun eșec, ajungem să fim atât de egocentrici și de egoiști încât să nu mai fim conectați la realitate.